Salutare toată lumea și bine ați venit cu un episod de Rules de pe canalul meu. De data asta vă voi arăta pentru prima dată teoriile din jocul Shadow Fight 2. Mă întrebare când apare Shadow Fight 3, da, na. În orice caz, azi vă voi face o poveste despre Widow, pentru că și eu mă joc jocul și am ajuns la Widow, da, na, în orice caz. Povestea lui Widow este că a fost o generală din armatele japoneze, pentru că jocul e făcut de japonezi, din armatele japoneze, și ea, ca oricare altul, a vrut să distrugă Gates of Shadow ca Shadow, să nu mai poată să mai bată pe Titan, astfel încât că vor rămâne toți pe veci pe tărâmul ăsta. Și Shadow, nefiind foarte bun, a aflat totuși încă un secret care îl ținea Widow, care vroia de fapt să-i omoare pe cei de la Shogun. I-a spus lui Shogun, supărându-se, a dat deja război mondial cu Widow și a început meciul. De aia atunci când te uiți la meci, de exemplu când joci la Survival, arată că cetatea e devastată cu foc și câteva steaguri pe acolo. Și când te duci, de exemplu, la turnament, vedeți că atunci Widow ar fi dat drumul deja la turnament atunci, la Vulcan. Și cum să zic, atunci când s-a dus Shogun, s-a luptat cu Bear, l-a bătut pe Bear, restul s-au sacrificat și ei, dar general i-a bătut pe toți, chiar pe toți i-a bătut. Și a mai rămas Widow. Widow a fost omorâtă că a picat de fapt. Dar având acele evantaie pe care știți că le are, s-a putut teleporta, dar s-a teleportat direct și Shogun a omorât-o. Și astfel, Widow a promis că de fiecare dată când va trăi, îl va omorâ pe Shogun. Da, cam atât a fost cu teoriile din jocul Shadow Fight. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați butonul de like. Eu am fost Tudor și asta am făcut eu deocamdată. Dar na, o să continui dacă dați like-uri. La revedere!